cum tratați mai precis? Cel mai mult se face o diagnoză exactă la nivelul energiei din zona capului și apoi se reglează această energie. Dacă este minus de energie, se aduce energie prin meridiane, lucrând pe puncte de acupunctură energetice și de asemenea lucrând prin vibrații. Și masajul Fohau ajută foarte mult de asemenea, iar dacă este un plus de energie, de asemenea, sistemul nervos este foarte afectat, e ca și când explodează energetic și atunci este important să luăm această energie, să o redirecționăm în corp, încât ea să curgă, pentru că de fapt curgerea fluxului de energie înseamnă restaurarea stării de sănătate. Și atunci nu facem decât să reglăm plusul și minusul.